colegi, ne va lipsi momentul în care intrăm în clasă și vedem doar fețe familiare. Nu a fost totul roz mereu, însă, având unii pe ceilalți, am reușit să trecem împreună peste toate momentele grele. Fiecare clipă petrecută unii cu alții ne-a dus mai aproape și va rămâne mereu cu noi. Zâmbete, râsete, glume, neînțelegeri, certuri, împăcări și iertări. Toate acestea au umplut zilele monotone și au creat o adevărată poveste, cea a claselor a 8-a. Fostea 7-a, fostea 6-a, foste... Pauzele au fost pline de acțiune, dar și de momente care ne relaxam și împărtășeam unul altuia toate gândurile noastre. De la întrebarea, ai ceva de mâncare? La strigătele șocate, dă-mi test azi! Toate acestea ne vor lipsi, dar vor merge mai departe. Acum un drum se încheie, însă altul este abia la început. Amintirea clipelor petrecute împreună va rămâne imprimată în sufletele noastre. Dorim să le urăm mult succes viitorilor elevi ai claselor a 8-a și vouă, dragi colegi, succes la examene și în tot ceea ce vă propuneți în viață. Vă mulțumim din inimă tuturor celor care ați contribuit la dezvoltarea noastră și sperăm că ne vom revedea tot atât de veseli ca și acum. Vă pupăm! Mulțumim și felicitări încă o dată. În continuare, îi invităm pe reprezentanții claselor a 8-a și anume pe elevii Alexia Pascu, Constantin Dumitriu și Luana Cenan să preia cheia și albumul și de asemenea să adreseze câteva cuvinte absolvenților și nouă tuturor. Vă rog, reprezentanții claselor a 7-a. Fiecare amintire a unei echipe frumoase, întâmplări amuzante, plăcute sau surprinzătoare, va aduce în timp o rază de fericire pe chipul fiecărui elev, care a aparținut cândva colectivului claselor a 8-a, promoții 2017. Cu cât și timp pe momentul să vă luați la revedere de la colegi, profesori și de la stele de clasă, în care împreună ați petrecut atât momente fericite, cât și momente mai dificile. Însă mereu ați rămas alături unul de altul, atât la bine cât și la greu. Acum e timpul să începeți un nou ciclu de învățământ, în care veți asimila o multitudine de noi cunoștințe, veți cunoaște noi persoane și vă veți apropia tot mai mult de maturitate. Dorim să vă urăm succes în continuare pe orice drum veți urma și să vă amintiți mereu de bucurie, cu bucurie de minunații ani petrecuți în gimnaziu. În acest an școlar am avut o misiune foarte importantă pentru toți absolvenții școlii noastre, aceea de a ridica standardele de performanță la care am ajuns, concretizate rezultatele deosebite obținute la olimpiade și, la olimpiade și concursuri. Efortul nostru comun, elevi, profesori și părinți, prin parteneriatul nostru, Școala Gimnazială Teodor Mureșanu, este un model și un reper la nivelul comunității noastre. În acest an școlar, elevii claselor a 8-a au participat la diferite concursuri și olimpiade școlare, iar ca urmare îi premiem pe cei care au obținut rezultatele cele mai bune. Se acordă diplomă pentru calificarea la etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză elevei Maria Gruian.
Se acordă diplomă pentru calificarea la etapa județeană a Olimpiadei de Geografie elevei Rebecca Nemeti. Se acordă diplomă pentru rezultatul la faza județeană a Olimpiadei de Științe Junior elevei Andreea Bulgar. Mențiune pentru eleva Maria Teodora Gruian la faza județeană a Olimpiadei de Științe Juniori. Pentru revista Școlii, revista Școlii Noi a obținut mențiune la faza județeană a concursului național a revistelor școlare. Din echipa de redacție îl felicităm pe elevul Andrei Oargă. De asemenea, tot din echipa de redacție a revistei Noi, o felicităm pe eleva Diana Soporan Hădărian. Felicitări încă o dată și aplauze. Clasa 8A, o clasă de oameni minunați și sufletiști, 19 oameni minunați și sufletiști, felicit din suflet pe toți, iar premianții noștri sunt următorii. Premiul întâi, Viviana Dragoste. Premiul al doilea, Andrei Oargă. Premiul al treilea, Bianca Turdean. Mențiuni, Diana Soporan Hădărean. Alexandru Mic. Andrada Popa. Lavinia Dragoste. Valentina Chirilă. Diana Cocan. Ana Maria Ciotoi. Andrei Trif. Și Joshua Faur. Felicitări tuturor!